Mamele trebuie să conștientizeze că alăptarea la sân a bebelușilor lor reprezintă un imens avantaj pentru noul venit pe lume, dar și pentru ele. Laptele matern reprezintă pentru sugar alimentul cel mai bun din punct de vedere al compoziției și procentajului de nutrienți, proteine, glucide și lipide, dar și pentru că noului născut îi se asigură prin alimentația la sân gradul ideal de imunizare a organismului. Noi pediatri plădăm pentru alimentația naturală exclusivă la sân până la vârsta de 6 luni. După vârsta de 6 luni se continuă alimentația naturală, dar se adaugă alimentația diversificată cu introducerea celorlalte alimente care le recomandăm și continuarea alimentației naturale, dacă se poate, până la vârsta de 2 ani. Faptul că unele mămici optează pentru carieră în detrimentul creșterii propriului copil poate avea ca urmare o dezvoltare fizică și neuropsihică precară a noului venit pe lume și de aceea se consideră pe bună dreptate că mamele bine informate au copii sănătoși. L-aș recomanda mămicilor să se bucure cât pot de mult, mai ales acum cu acordarea concediului de îngrijire a copilului până la vârsta de 2 ani, să se bucure de îngrijirea și de afectivitatea și de primele luni, primii ani în dezvoltarea copilului, care sunt foarte importanți. Aici e un subiect destul de vast dacă ar fi să-l comentăm, dar din punctul meu de vedere recomand ca mămicile cât pot să stea cu copiii lor acasă, să stea și să fie atente la dezvoltare, la alimentație și la dezvoltarea lor neuropsihomotorie. Câteva simple statistici efectuate în țara noastră vin să argumenteze această pledoarie îndreptată în favoarea alăptării la sân. În România, doar 12% din bebeluși sunt alăptați exclusiv în primele 6 luni de viață, așa cum recomandă Organizația Mondială a Sănătății, în condițiile în care numai 2% dintre femei nu pot alăpta din cauze naturale.